Beruf und Alltag. Was sind Sie von Beruf? Bine v-am regăsit! Astăzi vom începe un nou capitol, în cadrul căruia vom învăța despre meserii și viața de zi cu zi. Cum întrebăm ce meserie are o persoană? De exemplu, Was sind Sie von Beruf? Ce sunteți de meserie? Was machen Sie beruflich? Cu ce vă ocupați din punct de vedere profesional? Was ist dein Beruf? Care este meseria ta? Und was machst du? Și tu ce faci? Ich bin von Beruf. Sau ich arbeite als. Și acum să vedem câteva meserii. Der Friseur, die Friseurin. Der Fotograf, die Fotografin. Der Lehrer, sau die Lehrerin. Der Kellner, die Kellnerin. Der Sekretär, die Sekretärin. După cum ați observat, denumirile de meserii la feminin au de obicei terminația IN. Lehrerin, Kellnerin, Sekretärin. Și bineînțeles, există și câteva excepții. Der Koch, die Köchin, bucătarul, bucătăreasa. Der Arzt, die Ärztin, medicul sau doctorul, doctorița. Der Hausmann, die Hausfrau, casnica. Der Krankenpfleger, die Krankenschwester, îngrijitorul de bolnavi sau asistenta medicală. Wer macht was? Cine ce face? De exemplu, ein Taxifahrer fährt Auto. Da? Conducătorul de taxi conduce o mașină. Eine Sekretärin vereinbart Termine und beantwortet E-Mails. O secretar face programări, Termine vereinbaren, și răspunde la e-mail-uri. Ein Kellner bedient Gäste. Kellnerul servește oaspeții. Der Lehrer unterrichtet Kinder oder Erwachsene. Învățătorul predă la copii sau adulți. Eine Köchin bereitet das Essen vor. O bucătăreasă pregătește mâncarea. Vorbereiten. A pregăti. Ein Musiker spielt ein Instrument. Un muzician cântă la un instrument. Der Arzt untersucht Patienten. Medicul consultă pacienți. Welche Berufe haben Sie? Ce meserie au ei? Wolfgang arbeitet mit Katzen und Hunden. Wolfgang lucrează cu pisici și căței. Ce meserie are el? Er ist Tierarzt. Este medic veterinar. Sandra serviert das Essen im Restaurant. Sandra servește mâncarea la restaurant. Ce meserie are ea? Sie ist Kellnerin. Ea este kellneriță. Elke macht die Zimmer im Haus sauber. Elke face curat în cameră. Ea este? Sie ist Putzfrau. Ea este femeie de serviciu. Peter hat Patienten, die Zahnschmerzen haben. Peter are pacienți care au dureri de dinți, Zahnschmerzen. Așadar, el este dentist. Er ist Zahnarzt. Aceasta a fost o scurtă introducere în lumea meseriilor. Săptămâna viitoare vom învăța să facem o asociogramă pornind de la câteva imagini. Vă doresc o săptămână frumoasă! La revedere! Tschüss! Auf Wiedersehen! Bis bald!